Ovi Berni, ați reușit prima medalie pentru România la München. Ce înseamnă această medalie pentru voi? Practic sunteți deschizători de drumuri pentru delegația noastră, sperăm. Da, sperăm să nu fie și ultima medalie la acest campionat european. Am venit cu gânduri mari, întreaga echipă. Ne bucurăm de această medalie. Am pierdut finala, dar am câștigat o medalie foarte prețioasă pentru care am muncit foarte mult și da, este o bucurie că am jucat această finală. O să învățăm și în viitor sperăm să luăm și aurul. Berni, știu că ți-ai propus 3 medalii din 3 posibile. Pe prima ai obținut-o deja. Cum te simți acum? Dintr-un fel sunt foarte fericită că am realizat împreună cu Ovidiu și am câștigat medalia asta de argint, care înseamnă foarte mult pentru noi. Este dovada muncii noastre împreună și cât ne-am dorit. Și în același timp sunt un pic tristă că n-am luat aurul, dar cum am spus și înainte, argintul este o dovadă a muncii noastre și ne dă încredere pe viitor că într-o zi o să reușim să luăm și aurul. Faceți dublu de foarte mult timp. Care e secretul vostru? Da, avem încredere în unul celălalt, pentru că se întâmplă să fie momente dificile în fiecare meci și știm că deciziile pe care le ia celălalt sunt cele mai bune. Rutina noastră și jocul nostru chiar se potrivește. Și, da, jucând de 12 ani s-au făcut foarte multe automatisme și plus că suntem prieteni foarte buni și în afara mesei de joc, ceea ce ajută mult. Ovidiu vorbea de momentele dificile care apar. La acest turneu, care crezi că a fost cel mai greu moment pe care l-ați avut până acum? Cel mai greu moment din acest concurs a fost când am revenit de la 2-0-4-0 în semifinală contra adversarilor din Austria. Am avut încredere unul în celălalt și am reușit să întoarcem meciul și ca să reușim să ajungem în finală. Dar cea mai dureroasă este că am pierdut finala. Ați avut parte de o super galerie, întreaga delegație v-a încurajat. Când sunteți la masă, se aud încurajările oamenilor din public sau sunteți atât de concentrați încât nu vedeți stânga-dreapta, n-auziți nimic? La început le auzi, dar după aceea intri în lumea ta, în tunelul tău și cred că ești întotdeauna cu gândurile tale, dar la între seturi sau uneori, întotdeauna se aud cu siguranță, dar când ești în zona ta, ești numai tu cu tine, indiferent ce galerie ar fi în spate, dar i-am simțit că ne susțin și le mulțumim mulțumim foarte mult. S-a terminat proba de dublu mix, dar practic competiția de-abia începe, atât la simplu cât și la dublu. Aveți resurse pentru fiecare zi, că aveți atâtea meciuri în fiecare zi? Nu este ușor, trebuie să fim foarte concentrați de la începutul zilei, pentru că de mâine încolo începem să jucăm și simplu și dublu. Și cum am uitat peste program, doar mâine aș avea doar un singur meci la dublu fete și de poi mâine începe să avem și simplu și dublu, ceea ce nu o să fie ușor, că trebuie să mă prepar în două feluri, și pentru dublu și pentru simplu, și pentru ambele trebuie să am altă tactică. Și nu o să-mi fie ușor, dar sunt pregătită pentru acest campionat european și m-am antrenat din greu cât fizic și mental, deci sunt pregătită pentru orice obstacol. Prima finală, prima medalie, un moral excelent pentru celelalte probe, video. Da, merg cu încredere la următoarele probe. Sincer, nu știu, la tragerea de la dublu am preferat să nu o urmăresc până se termină dublu mixt. Mă voi duce și acum să văd tragerile următoare și când voi juca. Deci asta nu știu exact, am zis întâi să se termine proba de dublu mix și voi vedea mai departe ce va fi. Se sărbătorește într-un fel o medalie de argint? Da, la controlul antidoping. După aceea nu știu, pentru că eu de obicei tind să stau foarte mult și nu știu când, dacă mă prinde miezul nopții sau mâine dimineața aici. În funcție de asta, poate un pic de sărbătoare vom avea parte.